Da, și miercurea, rubrica de sănătate cu Simona Dragomir. Să rămână bună dimineața! Neața, neața, bună dimineața, sănătate! Despre ce vorbim hidratare. Astăzi? Hidratare! Hmm? Hidratare! Nu e cazul! Nu? Nu, nu! Eu așa zic! În zilele călduroase de vară este foarte important să nu uităm să ne hidratăm. Temperaturile extrem de ridicate vin cu nevoia unei schimbări în alimentație și cu un consum ridicat de lichide. Ce fel de lichide? Ce înseamnă hidratare corectă vara? Aflăm imediat. Este vară, tot vorbim despre hidratare, să ne hidratăm corect, dar știm oare să ne hidratăm corect? Ce înseamnă? În primul rând ar trebui să ne hidratăm corect în funcție de necesități de-a lungul întregului an. Vara cu atât mai mult. De ce? Pentru că vara există pericolul deshidratării, adică pierdem mai multă apă, deoarece transpirăm mai mult și căldura ajută la evaporarea apei de la nivelul pielii noastre. Și atunci, bineînțeles că vara trebuie să suplimentăm cantitatea de lichide. E și aici intervine o problemă. Cafeaua, băuturile alcoolice, multă lume zice beau un litru de bere și m-am hidratat. Nu este așa, pentru că băuturile alcoolice, în general, accelerează diureza, deci eliminarea urinii și, de fapt, ele ne deshidratează. Cafeaua, la fel, este diuretică și ne deshidratează. Eu nu zic că nu este bună o bere rece, adevărată, pentru că berea este foarte bună, este considerată aproape un aliment, dar totul este băut cu măsură. Pe lângă bere, pe care o bem de plăcere, trebuie să bem și lichide. Și în categoria lichidelor care ne hidratează, intră apă, apă plată, chiar și apa minerală, să știți că vara este bună, pentru că crește ușor aciditatea gastrică și inhibă dezvoltarea microbilor care au un mediu propice vara la temperaturi crescute. După aceea, sucurile naturale, de orice fructă vreți dumneavoastră, vă recomand sucul de citrice, limonadă, citronadă cu adaos de miere, este foarte bună. De asemenea, putem să adăugăm la aceste limonade sau citronade o frunză proaspătă de mentă. Menta știm că are efecte antiseptice, deci iară ne este bun pentru sistemul digestiv vara. De asemenea, putem să adăugăm și rădăcină rasă de ghimbir. Ce mai putem să folosim vara ca și hidratante, să spunem? Supele, ciorbele de legume, chiar băute reci, sunt foarte bune. Pentru organism, care sunt riscurile deshidratării? Riscurile deshidratării, frecvent vara, deci această pierdere de apă antrenează pierdere de electrolici și apar primele semne, crampe musculare, o stare de slăbiciune, de astenie, sete, tegumentul, deci pielea este uscată, fierbinte, diminuă foarte mult transpirația, urina este închisă la culoare și, în caz avansat, putem să ajungem până la pierderea stării de conștiință și diferite tulburări grave. De aceea vă recomand, aveți totdeauna sticla cu apă, cu ceai, cu suc natural, cu ce vreți dumneavoastră și beți tot timpul, și când sunteți acasă, și la servici, și când sunteți în mașină.